Dragi copii, bine ați venit în lumea minunată a basmului! Bine te-am găsit! Hans cel norocos, de frații Grimm. A fost odată, ca niciodată, un om pe care îl chema Hans. 7 ani de-a rândul a lucrat pentru stăpânul său, iar în cele din urmă a spus: stăpâne, s-a împlinit vremea. Trebuie să mă duc acasă măcar o dată să apuc să o mai văd pe sărmana mamă. Așa că te rog să mă plătești după învoială și să mă lași să plec. Stăpânul a spus: ai fost o slugă credincioasă, Hans, așa că plata va fi și ea pe măsură. Apoi a dat o pungă cu argint mare cât capul lui. Hans și-a luat punga cu argint, a aruncat-o peste umăr și s-a îndreptat înspre casă. Mergând alene, a văzut un om călărind pe un cal minunat. Hans i-a spus: vai, ce minunat trebuie să fie să călărești în șaua unui asemenea cal. Repede îl dădu jos pe om și se așeză tacticos călare, simțindu-se în voia sa. Hans nu fusese prea politicos, iar călărețul i-a spus: prietene, de ce nu mergi pe jos? Oh, dar ar trebui să car toate astea și argintul e așa de greu încât nu-l mai pot duce în spinare. Ce-ai zice să facem schimb? A spus călărețul. Eu îți dau calul, iar tu îmi dai argintul, scăpând de o așa povară. E, din toată inima, a spus Hans, ești atât de bun cu mine, dar mă simt dator să-ți spun că va trebui să îndeplinești o muncă obositoare. Călărețul a luat argintul, a ajutat pe Hans să se suie pe cal, i-a dat frâul într-o mână și biciul în cealaltă mână și i-a spus: când vrei să mergi foarte repede, plescăie din buzele pe jos și strigă: di, murgule, di! Hans, mulțumit de cal, s-a suit în șa și a făcut loc și a întins picioarele și a aranjat biciul și a început să cânte: ei, nicio grijă să nu vină, am pe mâine o smochină, hai la drum cu veselie, nechezaturi să tot fie, măi! După o vreme s-a gândit că ar fi frumos să meargă un pic mai repede, așa că a plescăit din buze, dragii mei, și a strigat: di, murgule, di! Și calul a început să alerge și înainte ca Hans își a dat seama ce urma să se întâmple, se trezi aruncat cât colo de pe coama calului la pământ. Calul ar mai fi alergat dacă un țăran care trecea pe acolo cu vaca la păscut nu l-ar fi oprit. Hans i-a spus: auzi, omule, dă-mi mie vaca și eu îți dau calul. Eh, bine, a spus țăranul, dacă îți place atât de mult, îmi schimb vaca pe calul tău. Îmi place să fac binele câteodată, chiar dacă ies în pierdere. Ei, gata, s-a făcut, a spus Hans bucuros. Ce inimă bună are acest om! Apoi țăranul s-a suit pe cal și și-a luat rămas bun de la Hans și de la vacă. A pornit-o Hans cu vaca spre satul mamei sale, era arșiță mare și curând a venit prânzul, dragii mei. În cele din urmă a ajuns la o câmpie întinsă și stearpă, casă ostrăbată, ar fi durat mai mult de un ceas pentru că arșița se întețise și își simțea gura uscată. Eh! Găsesc eu un leac și pentru asta, s-a gândit el. Îmi mulg vaca și mă stâmpăr setea. S-a oprit lângă un copac, a încercat să o mulgă, dar nu a curs niciun strop de lapte. Cine s-ar fi gândit că această vacă, a cărei datorie era să dea lapte, unt și brânză, era cu totul stearpă. În timp ce își încerca norocul la muls, vaca a început să se uite la el cu o privire foarte supărătoare. În cele din urmă, i-a tras o copită lui Hans, care l-a lăsat lat pentru multă vreme. Norocul un măcelar care trecea prin preajmă cu un porc. Ei, dar te-ai pătit, omule? L-a întrebat măcelarul în timp ce l-ajuta să se ridice. Hans i-a spus tot ce s-a întâmplat, cum era însetat și cum voia să mulgă vaca, dar se lămurise că e stearpă. Măcelarul i-a dat-o un pahar cu apă și i-a spus: auzi, omule, ia bea apa asta și înviorează-te, căci vaca nu-ți va da lapte în vecii vecilor. Băi, tu nu vezi cât e de bătrână? Nu-i bună de nimic la casa omului. Vai, vai, s-a plâns Hans
dans. Ce să mă fac eu acum? Ce rușine să-mi ia calul și să-mi dea vaca asta? Păi dacă o tai, la ce mi-ar folosi? Nu-mi place carne de vacă, nu este destul de moale pentru mine. Dacă ar fi fost un porc, aș fi avut ce să fac cu el, măcar niște cârnaci ca să-i mănânc, nu? Bine, a spus măcelarul, nu-mi place să spun nu atunci când trebuie să-mi ajut aproapele. Pentru a te mulțumi, voi face acest schimb. Îți dau porcul meu gras și îmi dai vaca. Oh, Dumnezeu să te binecuvânteze pentru bunătatea și mărinimia ta, a spus Hans și i-a dat măcelarului vaca. La revedere, copii! La revedere și o vacanță plăcută!